Emisiune susținută de Clubul de Echitație Equestria. Mișcarea și aerul curat sunt esențiale pentru sănătatea noastră, dar echitația reprezintă mult mai mult decât atât. Nu este doar un timp minunat petrecut în natură, nu este doar un sport, nu este doar o artă. Probabil, calul reprezintă cel mai apropiat și cel mai devotat prieten al omului. Prezent în vechi legende și de-a lungul întregii noastre istorii, ne fascinează și astăzi prin eleganța și forța lui. Din fericire, din ce în ce mai mulți dintre noi ajungem să redescoperim astăzi acest univers fascinant. Iar acum acordăm întreaga noastră atenție acelor oameni minunați, acelor oameni pasionați care ne ajută să ne reîntâlnim cu frumusețea și eleganța ecvestră. Indiferent că ești copil sau adult, lecțiile de echitație te ajută să te cunoști mai bine și să comunici adecvat cu cei din jur. Te învață ce înseamnă respectul, să-ți asumi responsabilități, să înțelegi în ce constă valoarea și forța unei echipe adevărate. Așa au început multe povești de succes, fie pentru cei care și-au propus să practice echitația într-un mod profesionist, fie pentru cei care, relaxându-se astfel, reușesc să se simtă mai împliniți, mai fericiți și să aibă succes în alte domenii, fie pentru cei care, de ce nu, și-au propus să înceapă o afacere de suflet în domeniul echitației. Iată o poveste frumoasă de succes! Ideea de a construi o bază hipică și de a crea un nou club de echitație mi-a venit în urmă cu mai bine de 10 ani, când am achiziționat primul meu cal, căruia voiam să-i ofer condiții mai bune de antrenament, de trai, dacă doriți. Și așa am pus-o în practică, începând cu anul 2010, când am început construcția acestei baze. S-a terminat în aproape un an și am și dat drumul. Și de asemenea am început și organizarea de concursuri hipice, concursuri de echitație, de sărituri peste obstacole, apoi de dresaj, începând cu anul 2011. Esențial este să vezi lucrurile în dezvoltarea lor firească, în înlănțuirea lor naturală, care poate să-ți aducă succesul. Noi aici am încercat să dezvoltăm mai multe, să spunem, genuri de servicii și să oferim clienților noștri mai multe genuri de servicii, începând de la lecții de călărie, școală de echitație, lecții de călărie atât pentru începători, cât și pentru călăreți mediu și eventual și avansați. Pe lângă aceasta oferim și boxe pentru pensiunea cailor altor proprietari, nu doar caii clubului. Organizăm concursuri, oferim spații și chiar organizăm mini-evenimente pentru workshop-uri, team building-uri ale diverselor companii care vor să schimbe puțin cadrul clasic, eu știu, de la munte sau din alte locuri. Aici este chiar ceva deosebit și pot să beneficieze și de un mic show ecvestru sau chiar măcar să privească o ședință de antrenament. Da. Ca să revin la întrebarea noastră, școala de echitație este una din cele mai dezvoltate, să spunem, unul dintre cele mai dezvoltate dintre serviciile noastre și avem foarte, foarte mulți copii și chiar și adulți și chiar ne bucurăm că mulți dintre copiii care au urcat poate prima oară în șaua unui cal aici la noi, i-ați văzut astăzi aici la concurs. Participările la concursuri te pot ajuta să înțelegi că atașamentul și devotamentul calului nu sunt totul, că el cere și respect, înțelegere, iubire, că este și exigent și doar atunci voința lui poate fi una cu a ta și forța lui poate deveni o prelungire a voinței tale. Dar acest lucru se clădește în timp, pentru că este nevoie și de perseverență. Iar adulții care încep să ia lecții de echitație înțeleg mult mai bine acest lucru. Ei, odată ce se apucă de lecții și le place acest sport sau această modalitate de a-și petrece puținul timp liber pe care l-au, adulții sunt oarecum serioși, în sensul că dacă au depășit primele lecții și au văzut că le place și li se potrivește, continuă. Deci avem adulți care sunt elevii și clienții noștri de ani de zile. Copiii sunt mai schimbători, vor și la călărie, vor un pic și la not, vor poate și la fotbal și prin alte părți, vor și la înot. Cei mai mici elevii noștri au 3 ani, dar sigur nu învață echitație, ci pur și simplu se plimbă călare și instructorul ajută plimbându-se la lesă și pentru el oricum e foarte plăcut și asta. Și așa sunt copii care s-au împrietenit, încă la 3-4 ani se întâlnesc aici și sâmbătă, duminica în special, și se împrietenesc și petrec câteva ore plăcute. Iată cum te pot ajuta concret lecțiile de călărie, interacțiunea cu acest animal devotat, puternic, inteligent și sensibil. Pentru mine, venitul la lecțiile de echitație, cum erau atunci lecții, acum, sigur, la sesiuni de antrenament, sunt o relaxare, o eliminare a stresului cumulat peste zi de la serviciu, din inerent meseriei pe care o am și o practic, chiar un mijloc de a scăpa de oboseală. Incredibil, dar a practica un sport, călare, este chiar un mijloc nu de a obosi, ci de a scăpa de oboseală fizică și psihică. Asta am câștigat. În afară de asta, sigur că da, m-am dezvoltat puțin și în ce privește relațiile interumane, tot datorită cailor. Relațiile pe care le avem între oameni, oamenii între noi, pot fi mult influențate și îmbunătățite dacă știm să învățăm din relațiile între om și cal. Calul ne învață să fim mai grijuliu, mai empatici, mai responsabili. De la cai învățăm și să fim șefi și să fim subalterni, de exemplu. Și chiar există o anume mișcare și sunt niște activități de genul acesta în care oameni pricepuți în acest domeniu țin niște ședințe de workshop-uri prin care învață oamenii să se comporte sau să relaționeze între ei, tocmai plecând de la relația cu calul. Este extraordinar câte poți să înveți de la relația cu calul, în ce privește relaționarea cu oamenii. Este un domeniu pentru oamenii cu adevărat pasionați, pentru că, așa cum spuneam, acesta este un business de suflet, care nu poate fi privit doar prin prisma unor indicatori financiar contabili. Investiția a fost foarte mare, în primul rând achiziționarea terenului într-o perioadă în care prețurile erau oricum foarte mari, în 2007, și apoi toată construcția, toată infrastructura, tot ce vedeți aici, dar și foarte mult tot ce nu se vede, că e pe sub pământ, au ajuns în jur de 5 milioane de euro, poate chiar au și depășit. Bani pe care sigur că da, nu i-ai, faci credit la bancă, dar până la urmă lucrurile au fost depășite cu bine și acum putem să spunem că chiar se auto-întreține această activitate. Dar este esențial să știi și cum să dezvolți lucrurile. Am dezvoltat foarte multe activități pe lângă cele de bază, pensiune pentru cai, lecții de echitație, avem o școală de echitație chiar destul de cunoscută și intens dezvoltată, organizarea de evenimente equestre, de concursuri, oferim clienților noștri și hotel, pe care nu l-avem permanent deschis, dar este deschis la cerere sau cu ocazia oricăror evenimente care au loc la noi aici, în baza hipică Equestria. Avem un restaurant care de asemenea funcționează la cerere sau cu ocazia unor evenimente, în rest un cafebar care funcționează permanent și mai avem și niște colaborări bune cu niște firme care organizează workshop-uri și team building-uri aici. Ne bucurăm mult că sunt foarte mulțumiți toți clienții care vin, care poate n-au mai fost niciodată între cai și chiar au găsit o modalitate frumoasă de a petrece o zi în care își combină și activitatea lor profesională cu un pic de relaxare alături de cai. Există activități de team building care folosesc comunicarea cu calul, care pun accentul pe comunicarea cu caii pentru a dezvolta apoi diferite abilități ale participanților. Unele dintre aceste activități de timp, workshop sau team building, folosesc și cai. Unele sunt chiar pe domeniul ecvestru, cum vă spuneam, se axează tematica de bază este aceasta, relaționarea între oameni plecând de la relația cu calul, dar sunt și workshop-uri independente care nu au, de exemplu, pe teme medicale, care nu au absolut nicio legătură cu cai, la care clienții sau participanții, după ce și-au desfășurat activitatea lor în sala de conferințe, că avem și așa ceva, după aceea încearcă, eu știu, câteva mici, scurte lecții de călărie, așa de începători, tot pentru a se relaxa. La cerere pentru grupuri organizate avem și alt gen de activități, tot legate de cai, eventual și plimbări în apropierea bazei, la câmp, lângă pădure, sau pur și simplu niște activități grupate la noi în baza hipică, în manej, dar tot legate de cai. Pentru început, puteți să vă petreceți câteva ore pur și simplu vizitând centrul de echitație, stând în preajma cailor și admirând concursurile periodice care au loc aici. Am avut Salonul Calului, este un eveniment ecvestru oarecum emblematic pentru clubul nostru. O să-l avem și în această toamnă, la sfârșitul lunii august, de data aceasta. Este și el ajuns la a 5-a ediție. 2 ani la rând a fost organizat sub formă de circuite, Salonul Calului de primăvară, de vară și de toamnă, o îmbinare a elementelor sportive, pur sportive, de înaltă performanță, un săritul peste obstacole, cu elemente de dresaj și de acrobații ecvestre, de show-uri ecvestre. Și noi am fost încântați de concursurile în desfășurare atunci când am vizitat clubul de echitație. După câștigătorul trofeul Jockey Club Român, vom acorda Cupa Equestria locurilor 1, 2 și 3, celor mai buni 3 sportivi care s-au prezentat cel mai bine în acest concurs, în probele de toate nivelurile. Dar chiar și în acest domeniu este esențial să te diferențiezi, să aduci ceva aparte, deosebit. Cred că ne diferențiem de celelalte cluburi de echitație din țară, nu atât prin condițiile pe care le oferim. Am fost primii care am construit o bază hipică exact după standarde internaționale, dar după noi au mai urmat și alți colegi, ceea ce nu este decât un lucru clar îmbucurător. Însă cred că ce oferim noi în plus este tocmai această variație de servicii, de posibilități ca oamenii să vină aici să se bucure în multe feluri de relația cu calul. De la sport de înaltă performanță, ce vedeți și acum, până la simple lecții de echitație sau simple plimbări călare pentru copilași de 4 ani, plus întreaga infrastructură pe care noi o punem la dispoziție pentru dezvoltarea diverselor activități aici. Și cred că mai este un lucru care ar diferenția, faptul că este un club condus de o femeie. Da, nu, de ce să ascundem lucrul ăsta? Nu cred că mai sunt alte cluburi, e conduse de o femeie și femeile s-au dovedit de multe ori și mai ambițioase și mai bune organizatoare, mai atente la detalii și cred că și asta face, să știți, diferența. Așadar, dacă vreți să vă petreceți un sfârșit de săptămână plăcut, în natură, puteți să încercați o lecție de echitație. Veți descoperi noi orizonturi și vă veți cunoaște mai bine într-o joacă de weekend. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferentesiesente.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Clubul de Echitație Equestria.